A fost distracție și voie bună în acest sfârșit de săptămână în stațiunea Bala, acolo unde a avut loc nedea satului. La eveniment au participat câteva sute de localnici, dar și turiști aflați la tratament în stațiunea balneoclimaterică din județul Mehedinți. Câteva sute de locuitori din comuna Bala, dar și zeci de turiști aflați la tratament în stațiune, au participat sâmbătă la nedea satului. Pe scena amplasată în centrul stațiunii au evoluat interpreți de muzică populară, acompaniați de ansamblul profesionist Anubius al Centrului Cultural Nichita Stănescu. Rădăcina neamului românesc și cred eu că tot românul trebuie să iubească folclorul românesc. Sătenii s-au prins în horă și au petrecut până târziu noapte pe ritmurile muzicii populare. Sărbătoarea de Sfântul Ilie este cea mai importantă sărbătoare din comuna Bala. Aici se adună toți oamenii din comună, unde ducem mai departe tradițiile, dansul, portul popular și muzică bună. În ziua de 20 iulie există sărbătoarea Sfântului Ilie și totodată nedea satului. Cu acest prilej, primarul comunei, Consiliul Local, președintele Comisiei de Cultură al comunității noastre, s-a gândit ca să oferim cetățenilor și vizitatorilor un festival folcloric și acest lucru s-a putut îndeplini datorită sprijinului Consiliului Județean, al domnului Aladin Georgescu implicit, cu sprijinul domnului primar, sigur, și al doamnei Mihailescu, doamna directoare de la cultură. Ansamblul Danubius, uite că ne onorează cu prezența și cetățenii sunt mulțumiți cu ocazia asta asistă la un spectacol frumos și binevenit pentru comunitatea noastră. Seara s-a încheiat cu un foc de artificii care a luminat cerul preț de minute bune.